Discutăm astăzi despre acest subiect cu invitatul meu, profesor de legislație rutieră, domnul Mihai Puricescu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! <laughs> Toți tinerii își doresc permis de conducere, își doresc să conducă, își doresc mașină. Noi părinți, în general, le cam împlinim voile, le cam împlinim ceea ce vor, inclusiv acea școală de șofer pe care zicem noi că e normal ca la 18 ani să o înceapă și să o termine. Sunteți este, în... este, este normal ca un copil la 18 ani să-și doresc câteva <coughs> eu știu câteva chestiuni, cum ar fi majorat cu sărbătoriți, școală de șoferi, eu știu, vacanțe, sunt unii dintre ei care chiar merită. Și Categoric. Sunt, sunt, adică majoritatea dintre ei chiar merită și majoritatea dintre ei chiar sunt conștienți că faptul că această, eu știu, o nouă calitate de conducător auto este o, o responsabilitate suplimentară. Despre asta vreau să vorbim astăzi. Despre faptul că, într-adevăr, acel permis de conducere, acel cărduleț, ne face să fim, sau ar trebui să ne dea responsabilitate în plus, să ne facă să fim mai responsabili. Sunt copiii din ziua de astăzi responsabili? Înțeleg exact ceea ce înseamnă să posede carnetul de conducere, permisul de conducere? De multe ori am auzit discuții la televiziune, știu, naționale chiar, sau prin ziare, sau știu, persoane care au funcții de răspundere înaltă, când spuneau că școlile de șoferi nu educă suficient, suficient viitorii conducători auto. Ideea este următoarea. Cred că această educație nu se poate face complet în școala de șofer care durează 4-5 săptămâni o lună, Cate două bunic. luni de zile. Eu știu, nu, nu poți să-i modifici comportamentul unei persoane, nu poți să modifici gândirea unei persoane, caracterul unei, caracterul unei persoane, persoane în, eu știu, 4-5-6 săptămâni. Mulți dintre tineri din cauza faptului că nu își pot exprima anumite păreri, nu își pot exprima anumite, eu știu, energii, nu și le pot uh, refula, nu și le pot manifesta altfel. În momentul când ajunge la volan, adrenalina lui uh, capătă un, uh, o altă valoare și, eu știu, aj să ajung la excese de genul ăsta. Este îngrijorător faptul că mulți tineri fac accidente grave Asta vreau fac să... și adulții, fac și cei cu experiență. Exact. Cum să zic? De multe ori am, am mai fost întrebat dacă este corect ca la știri să, să, să se zică un nume, așa, nu știu că s-ar putea să dimerez chiar un nume și nu vreau, o anumită persoană avea trei luni de conducere. Bine nu e problemă, dar hai să dăm pentru toată lumea cât avea 3 luni de conducere, să nu discriminăm pe ăștia cu o lună, două, trei, patru. Că ajungem cuva asta. să avem un reflex în genul ăsta, vai are 4 luni de conducere. Și înseamnă, dar că sunt nu știe, unii... și înseamnă că nu știe să conducă. Și înseamnă Ce că nu știe și... să conducă, dar, spre exemplu, un alt comportament al oamenilor care dețin permis de conducere este următorul. Are permis de conducere de 4, 5, 6 ani, nu a condus deloc. Cumpără o mașină și, este la fel de și pleacă. Și este ca mai neexperimentat cea... ca acesta. Pentru că el 4-5 ani nu a condus. Mm -hmm. Măcar ăsta care a luat permisul de conducere acum câteva zile și începe să conducă are, are proaspăt reflexul de a conduce. Cât îl are acolo, minim. Și le recomand tuturor, tuturor care au permis de conducere mai de mult de un an să vină să-și să-și perfecționeze pregătirea, să mai fac, fac câteva ședințe de conducere, că își, își, își pun viața lor și a celorlalți din jurul am lor în pericol. pericol. A lui, a familia, eu știu, a tuturor. Și nu este o rușine că mulți mă întreabă, da, eu am trei ani de zile de când am luat permisul și. Oare să mai pun semn începător, nu mă amendează? Nu, din contră, și felicitat. Faptul că îți pui semn începător este foarte corect. Bravo, felicitări pentru chestia asta. Înseamnă că te protejezi și conștient. Și, și pe cei da. din jurul Experiența da. în conducere nu înseamnă data eliberării permisului. Experiența la volan înseamnă condus Experiența efectiv. Efectivă, Condusul Condusul efectiv. Efectiv. Da. Eu, din punctul dumneavoastră de vedere, profesor de legislație rutieră, om cu experiență în domeniul ăsta, om prin mâna căruia au trecut mulți elevi, prin mâna căruia au trecut multe mașini, ca funcționalitate. Știți mașina, știți elevii, știți. Cred că în general v-ați făcut o idee despre ceea ce înseamnă tinerii care vor să-și ia permisul. Haideți să le spunem părinților, nu ca la școala la care mergem cei 10 ani, 12 ani de școală facultate, ci ca la un lucru suplimentar, ca la niște cursuri suplimentare, haideți să, să, să ne gândim. Și <coughs> să le spunem părinților. Cum ar trebui să-și pregătească psihic, clar sau sufletește copilul atunci când îl înscriu la o școală de șoferi? Ce ar trebui să le spună copilului lor? Din punctul ăsta de vedere, să știți că mulți părinți, mulți părinți vin cu copiii să și îl înscrie Asta efectiv la vine, școală. Vine, vine la... Vine părintele cu deci, în multe vine situații cu vin părinții cu copiii la școală. Hai să luăm să studiem situația când vine copilul singur. Vine copilul singur, un copil sau doi, trei. Și încep discuții între cei de la școală și viitorul client, să zic, sau viitorul posibil client. Zice: Bună ziua, bună ziua, am venit să ne interesăm despre școala de șofer. Da, și începe discuție și de multe ori cei care vin la școala de șofer în grupulețe, așa, 2-3. Sunt cumva iritați de faptul că le zic că la școala de șoferi trebuie să facem, eu știu, legislație rutieră, dar este prezentă obligatorie? Normal că este obligatorie, dar se dau testări aici, zic, păi, ce vrei să jucăm biliard, tenis de masă, trebuie să facem testări, să învățăm, adică disciplina, dacă îi spui persoanei respective, grupulețului de copii că este o disciplină, Și o nu prea le convine lor. A Dar dacă că școala de șoferi o chestie știu eu, de joacă, de, de distracție, așa de plăcere, de multe ori, de de, ori se întâmplă de de relaxare. să relaxare. De multe ori se întâmplă să gândească chestia școala de șoferi așa. Dar dacă un copil vine cu mama, cu tata, cu careva și le spunem părintelui mai ales Domnule, doamnă, școala de șoferi se desfășoară așa, sunt niște ore de pregătire teoretică de la care nu trebuie să lipsească, sunt obligatorii. Părintele este foarte bine foarte bine primește informația asta. Copilul de multe ori iar școală. Nu, iar nu, iar nu, iar disciplina și iar le zic, este da. important să fie foarte mare disciplină pentru că această okay. ocupație, că până la urmă e permisul de conducere poate poate deveni poate ocupație. o ocupație. O ocupație. O meserie. O meserie. Este destul de riscant, mai ales este pentru pe cei pe care nu, nu au, știu. Din cauza asta, de multe ori avem cursuri de prim ajutor, care medicul prezintă niște informații, niște și niște fac niște studii de caz când se prezintă nu știu anumite accidente, anumite chestiuni și le prezentăm la modul concret pentru că sunt toți de 18 ani, 19 ani și pot pot rezista pot la, la și pot, pot pot înțelege și pot rezista la anumite șocuri din astea vizuale, șocuri din astea în care să te pună la punct. Și cred că ajută și să, să conștientizeze exact, că adevărat avem să, să conștientizăm. Se Chiar dacă lor de multe ori v-am spus, nu le convine. Eu nu am nimic cu isu. În schimb, să știți că sunt și mulți, foarte mulți dintre copii care sunt extrem de responsabili. Și mă bucură chestia asta. Pe toți părinții, uh, cred că ne bucură. Da. Că vis a, -vis vis -a -vis de cum ar trebui să se comporte părintele față de copilul lui când împlinește 18 ani și obține permisul de conducere. De multe ori, părinții din ezită să le cumpere mașini, ezită o să o le dea singur o mașină, să plece copilul singur cu mașina. Mm, eu am avut curajul să-i dau băiatul părinți. meu a doua zi după ce o a permis de conducere să-i dau mașina, să plece, fără să port de grijă. Sunteți un părinte curajos, probabil da. că ați un copil. Am avut încredere în Da, responsabil. Deci, cumva, trebuie să ne pregătim copilul. Să-l simțim dacă el are niște, eu știu, niște posibile ieșiri de genul ăsta. Aici e vorba într-adevăr de a-ți cunoaște copilul și exact, de a ști de a ce este în stare să facă, ce poate să facă, cât este de responsabil. Școala de șoferi și examinatorul mm -mm. nu poate să cunoască și esența copilului. cunoști fără cât doar, își dorește fără el doar să doar dea din el. Fără doar Când, la un moment, Toți dintre noi ne dorim să, ne, să fim cunoscuți, dar nu până în adâncuri, să zic Avem așa. Avem și, și bucățica pe corect, care o ținem pentru noi. Da. Uh, apropo de a cumpăra sau nu mașină copilului care a obținut permisul de conducere. Pe vremea mea, hai să spunem, adică cu ceva ani în urmă... Toată lumea conducea o mașină. Nu din Dintr-o cont... familie, zic. Da sau Așa, nu? Da, nu în mod da, da, da. Da, că nu erau, nu erau uh... posibilități să avem patru membri de familie cu patru mașini. A, în sensul ăsta, da. În în sensul a, ăsta, aveam da. o mașină... În, a, înțelesesem că ați spus că fiecare avea o mașină. Nu, nu era o mașină nu, zic a familiei. Acum... Da, acum, da. da. De, asta spuneam, pe vremea mea era ideea aceea că ai făcut școala, adică acum nu știu, erau părinții mai conștienți, mai atenți, mai nu știu, ai făcut școala de șofer, ai învățat ceea ce înseamnă mașină și să ții volanul în mână, să limerești pedalele, să folosești da, semnalizarea, da. dar îmi spunea tatăl meu înainte să termin școala de șofer, îmi spunea primii kilometri o să-i faci cu bine în dreapta. Dar nu este. Asta este o măsură da de, de, de protecție pentru copil. Mai deci nu bun. trebuie să fie copilul supărat de chestia asta. Dar în sensul ăsta pot să vă spun următoarea treabă. Că majoritatea dintre părinți sau soți, când își trimit copiii sau soțiile, obțin permisul de conducere după ce omul la permisul, zice, din ziua de azi tu conduci cum îți spun eu. Nu cum ai învățat la școală. Știu eu chestiile astea, discuțiile astea le știu eu. Ceea ce mi se pare un comportament incorrect a celor din familie, pentru că la școala de șoferi învățăm întotdeauna să meargă corect. Și de multe ori cei din familie au impresia că știu mai mult decât un instructor auto. Dacă ar fi știu mai da, mult decât un instructor că... auto... Ar fi trebuit să se facă instruirea auto, deci acel nu am nimic soț în parte. O tată de care spuneți conduce de mai mulți ani. Conduce de mai multe ori. soția și crede că și este convins probabil că are foarte multă experiență. Da, și de acolo. multe ori cei care sunt din familie știu sunt foarte supărați pe școlile de șoferi. În momentul în care persoana din familia lui pică proba de traseu. domnule, dar proba de traseu nu se poate. Teoria este grea. Din contră, teoria este mai ușoară. Pentru dumnealor este teoria mai grea. Că s-au completat legea s-au adăugat alte informații, s-au modificat, s-au completat. Au, au rămas în urmă. Ei nu au citit. Nu, că nu au reactualizat informațiile, nu au reactualizat care, informațiile care -a ceea ce ar trebui să o facă. Și proba de traseu este mult mai complexă. Dacă la proba de teorie, te confrunți cu capul tău și cu computerul, la proba de traseu sunt mult mai multe, eu știu cauze care te pot face să nu, să nu obții calificativul admis. Și ca o, dacă mi se permite să fac o precizare sau, eu știu, o rugăminte altor participanți la trafic, cum ar fi pietoni, conducători auto, atunci când văd mașini de școală, să ne respecte puțin, că tot au trecut pe în școala asta. Mi se pare normal. Da, de ce mai multe ori în suntem ironizați? suntem eu știu, puși la zid, împinși în mantinelă, în bordură. Uite instructorul? Uite, până să uite până așa până te învață instructorul, așa. instructorul. Uite, nu știu ce, dar ei uită când lasă mașina pe trecere pentru pietoni, uită când lasă mașina în colțul intersecției, uită când fac o mulțime, uită când nu semnalizează schimbarea benzii sau când virează la stânga, ceea ce este o rușine pentru un șofer. Să nu semnalizezi tu, cum să nu semnalizezi? Ei, asta trebuie să învețe copiii noștri atunci când. Nu știu sunt să facă șoferii, să... nu știu să facă parcări laterale. Cursanții de la școala de șoferi știu. Asta, asta spuneam, asta trebuie să învețe copiii noștri atunci, să, să înțeleagă că trebuie să învețe copiii noștri atunci când sunt deci sau decid să urmeze cursurile unei școală Da, și nu, mai... le, nu le recomand părinților să-i să îndrume să-și să -și folosească toată puterea mașinii. De exemplu, sunt țări unde nu ai voie să cumperi, ca un începător să asta meargă cu o mașină a... de o putere mai mare de nu știu cât, de 80 de cai putere asta sau de o capacitate cilindrică mai mare de 1500 de cm cubi. Sunt anumite restricții, spre exemplu, în București nu ai voie să mergi într-un perimetru. Atunci când ești începător. Adică Asta vreau... există niște chestiuni care ar. Dar problema este că nu prea poți controlabile aceste chestiuni. Sau, chiar dacă e o mașină mai slăbuță, dacă șoferul este introvertit și în momentul când ajunge acolo la dreptul volanului, el atunci se poate dezlănțui, se, se poate întâmpla nenorociri. Asta vreau să vă spun. Uh, recomandăm părinților. Recomandă. Și nu, Aici nu vorbesc nu, din punct Eu recomand de părinților să-și să cunoască foarte bine o dră. Și fost... să-și stabilească care pistă <laughs> este cea mai favorabilă copilului lui. Ce vreau să vă întreb. Că revin, nu mă las și, vă... Da. și tot vă întreb. Da. Uh, recomandăm părinților și asta nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Nu din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere al, uh, al copilului pe care l au. Recomandăm să le cumpere mașina atunci când și-au obținut permisul de conducere. Repet, nu din punct de vedere financiar. Da, am uh, înțeles. Asta este o, am înțeles. Știu, e o decizie emoțională a părintelui. Uh, eu cunosc mulți copii care așteaptă mașina ca acel copil să a permisul și mașina este în parcare în fața blocului. E cu numărul lui Oare așa, cu număr uh, preferențial, preferențial, cu tot, da? Să știți că de multe ori acest uh, tip de a-i de pune copilului o responsabilitate este bun. Am mulți copii, chiar acum am o fetiță care ieri a luat, o domnișoară care i a permis de conducere și așteaptă Trebuie mașina în fața blocului. Foarte frumos, nu mă pot decât bucura pentru persoana respectivă, pentru părinții ei, că a avut, dar este într-adevăr o persoană care chiar merită. Asta vreau să spun. Uh, îți cunoști copilul, hai, că nu poți zice că nu ți cunoști okay, copilul. Exact. A crescut lângă tine, ai crescut 18-19 ani și în momentul când faci următorul pas spre, eu știu, pentru a avea și calitatea de conducător auto, nu poți, nu poți să nu-ți dai seama dacă îl duce sau nu duce capul. Și după aia și părinții vin și spun, nu copilul când termină școala de șoferi vreau să fie bine pregătit. Părinți care spun, vai dacă fata mea în examenul din prima nebunesc. Bine, nu mă interesează de dacă ce? e primul. Al... Pentru că una care rămâneze, rămăsese cu în școala generală a luat permisul din prima și vecina ei. Părinții și dacă fata ei nu e. Ia... înțeleagă că școala de șofer și școala pe care o fac copiii noștri nu au nicio legătură una cu cealaltă. Am... De cât din punct de vedere al faptului că și la școala de șofer se învață. Și la școală da, de copi... trebuie să fii responsabil, dar nu înseamnă că dacă scrii mai frumos sau scrii mai urât, poți da, să sau ai fost, fost olimpic la chimie. Exact. Ai fost olimpic la chimie. De Corect. Nu poți fiecare dintre noi poate avea o pătrățică, o știu, o chestiune în viața lui în care ești, ești perfecționat, ești foarte capabil. Categor. Dar în domeniul ăsta nu, nu, ești, nu, ești, convins că ești foarte bun. Și atunci mai dai o dată. Eu de fiecare dată le spun la, la, cursanții mei când discutăm chestiile astea despre permisul de conducere, conduită preventivă și alte alte chestiuni care le. eu știu, discuții care le. Le încep eu sau multe discuții care vin de la cei care sunt din, din spre în cursuri. Dinspre din spre copii. Și le spun, nu este nicio problemă dacă nu luăm la prim examen permisul. Eu vă doresc ca să ne poți întâlnim stradă. Poți avea peste... un moment prost. Nu neapărat da, poți nu fi emotiv. Poate ai avut emotiv. un... O, știu, N-ai fost inspirat în momentul ăla. Eu vă, eu vă doresc ca peste 50 de ani să ne întâlnim pe stradă. Ce frumos! Adică eu aștept peste vreo ce 50 frumos. de ani. Adică -am asta... Am uitat, -am eu am uitat să... dacă mă întâlnesc cu un fost cursant de meu nici nu mai țin minte, a luat din prima, a luat din a doua, din a treia, nici cu nu mă interesează. Nici nu are importanță. Nu. Pentru mine nu are. Nu nici asta. pentru el nu va avea după ce va începe să conducă. Și va, își va căpăta Exact. Iar își întrerup pentru că se pare că a devenit un obicei, din păcate. Am uitat din nou, deși mulțumesc colegilor mei că au avișat pe ecran, am uitat din nou să vă spun de numărul de SMS 0758874837, număr cu tarif normal. Încă o dată mulțumesc colegilor mei că ei n-au uitat. Vorbeam de a lua sau nu a nu lua mașină. Din păcate, există acele cazuri și sunt, sunt situații suficient de multe care pe noi părinții ne pun pe gânduri. Copiii noștri au luat permisul de conducere, le -am, pentru că suntem niște părinți, știu eu, poate mai potenți financiar sau considerăm că puiul nostru merită cu prisosință, îi luăm o mașină puternică, Copilul nostru nu este suficient de conștient, merge la o petrecere sau la o întâlnire cu prietenii, a și băut un pahar poate sau nu a băut un pahar, dar cu spiritul acela tineresc și cu avântul mm. acela tineresc și cu știu eu, adrenalina de care vorbeați mai devreme, se urcă în mașină și apasă pedala de accelerație foarte tare, poate și cu 2-3 prieteni. Și, din păcate, se mai întâmplă să intre într-un copac sau să intre într-un gard și să rămână acolo pe vechi. Da? da, este. Și atunci noi, părinții, ne întrebăm, Doamne Dumnezeule, ce am făcut? I-am cumpărat o mașină puternică, am plătit școala de șoferi. Este... Haideți să sfătuim cumva părinții. E, e vorba, ca, mm, ca știu. fiecare emisiune. Nu știu dacă pe părinți trebuie să-i sfătuim. Aici chiar pe copii ar trebui să-i sfătuim. pe de-o parte pe copii, dar eu, pe de-altă parte, ca în fiecare emisiune, spun cu riscul de a repeta același lucru. Este vorba despre aplecarea părinților către copiilor, despre faptul că fiecare părinte trebuie să-și cunoască propriul copil, să-l înțeleagă și să încerce să anticipeze anumite acțiuni anumite anumite pe, care, pe care copilul ar putea să le aibă. Adică, atâta vreme cât ești foarte atent la copilul tău, indiferent că are 3 ani, are 5 ani sau are 18 ani deja, dacă ești atent la copilul tău, vezi că este poate supărat, vezi că are probabil o frustrare, că este nervos, că are o anumită agitație. Și atunci, tu, părinte, ar trebui să te întrebi uh -huh. ce se întâmplă cu copilul tău. La fel, este foarte nervos, poate eu, părinte, în momentul când îl văd, ar trebui să-i spun. Poate nu ar trebui să urci la volan în momentul acesta. Eu am un copil care este bărbat. Nu mai e copil, dar, <gântu -vă trăiați gântu -vă> dar este tot copilul meu. Categori. Cred că cred că relația aceasta părinte-copil ar trebui să o transformăm în relația prieten-prieten. Sunt perfect de acord. Dacă reușești să transformi mm. relația părinte-copil într-o relație prieten-prieten, cu siguranță vei cunoaște niște laturi extraordinare ale copilului Ane tău. Copilului tău. Eu fac educație rutieră la diverse școli, cămin, cămin, grădinițe, școli generale, la clase de deci, 1-4. Da. Eu pot să vă zic că am niște întrebări care le adresez copiilor, prin care sondez, așa îi verific. Și dacă ați ști ce, ce răspunsuri dau copiii atât de sincere, spre exemplu, întreb pe copii Cui este frică în mașină când conduce mama sau tata? Din 30 de copii, câți credeți că ridică mâna sus? 28. Deci copilul simte că părintele conduce agresiv. Eu... Asta da, nu, da, nu da, v-ați nu, nu Vă nu v-ați gândit într-adevăr și e un lucru într-adevăr... Asta -a la clasa a treia. Asta chiar m-a făcut acum cu școala altfel, când am fost eu acum în acțiune da. grămană. Bine, la clasele a 6 a șaptea, Adresează aceeași întrebare. La câți dintre voi vi se pare că mama sau tata conduce periculos, agresiv? Prea repede, prea tari, prea... Cam la jumătate. Deci clar că de la clasa a 3 -a până la clasa a 6 -a, copilul se încarcă cu acea energie și devine mai puternic în mintea lui decât un pericol nu dacă mă înțelegeți, e vorba, da? A, stau, deci, a, copilul începe să se obișnuiască cu pericolul vor, și el nu să începe să, să mai pară că e periculos ca mama lui sau tatălui lui să meargă 150 de km se pe oră. Se obișnuiește cu pericolul <coughs> sau între timp se obișnuiește cu... și încrederea exact, exact. în părinte nu, și nu, vede nu. că nu s-a întâmplat nimic. Se obișnuiește cu pericolul și începe să-i placă pericolul și nu-i mai este frică nici lui de pericol. Am înțeles. E un punct de vedere mai nou, așa, ca discuții. Exact. Ne ducem la clase de liceu clase de liceu, când tinerii încep să aibă o personalitate foarte puternică, și mă refer place. la clasele a 10, a 9, chiar a 11, vorbesc de cei care încă nu au 18 ani și nu pot să ajungă la școala de șoferi. Eu cumva mi-i cresc pe, pe, acești copii. Când ajung, îi cunosc de la clasa 4, a 5, a 7, a 11 și vin la școala de șoferi. Eu știu pe mulți de mici. Am fost și la niște concursuri cu copii de școală generală. Am câștigat pe, la faza pe țară locul 3. Felicitări! Chiar mă, Sunt mai fain. îmi plac acțiunile astea. Bine, deci când ajung prin clasa 10-a, 11 deja nu-i mai interesează chestia, adică îi se pare lui că interacțiunea lui ca om, ca pieton cu vehicule nu mai este niciun risc. Adică el întotdeauna domne, trece peste trecerea de pieton, ca și cum ar fi prin parc, trece pe oriunde ca păcate. și cum nu-l interesează. Din păcate, spun chestia asta, chiar am avut mai multe discuții cu diferite persoane și am zis așa, că aceste chestiuni se pot educa. Dacă atunci la clasa a doua, a treia puteam să-l educăm, puteam să-i zicem să-l formăm, la a șase deja începe el să-l pierdem, într a zecea nu mai poți la școala, la liceu sau unde este el, să-l formeze în sensul ăsta, mai ales un profesor de-al lui, care nu este specializat în domeniul legislației rutiere și să pună niște pericole sau niște riscuri să-i le... Să da, să-i le, să afișeze, să-i le expună în așa fel încât așa. pe el să-l sensibilizeze. Și la un moment dat, la vreo câțiva ani, întreb într-o clasă de liceu, de, cred că era o clasă a 11 da? dacă vreun elev a avut vreun accident rutier. Și o domnișoară a zis, da, eu am avut accident rutier pe trecere pentru pietoni, am traversat um, întâmplător strada pe la trecere deci pentru victimă pietoni, a fost victima, un picior în gips. Și colegii, da, da, i-au luat carnetul șoferului, i-au început, la, 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 au început copiii să zic, da, și i-au zis, bine, eu ar fi luat carnetul șoferului, nici nu mai știu dacă l-au luat și nici nu mă interesează. Eu am stat aproape trei luni cu piciorul în gips. În spital sau cu piciorul în gips. Eu am da? suferit. Eu am suferit, nici nu mă interesează. Și zic, acum cum te comporți? Acum nu mai trec niciodată strada întâmplător. Corect. Dacă analizăm ceea ce vedem pe stradă, observăm câte un cățel care așteaptă un om doi să traverseze și el strada. Da, păi dacă chiar și cățelul ăla s-a adresat singur, că nu l-a adresat chiar... nimeni. El s-a adresat, este, riscul l-a învățat că e bine să e se adăpostească. Da. 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 Este, este, mai bine. este foarte, foarte important să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Eu pot să vă zic că există atât de multe pericole în jurul nostru încât nu la ne dăm seama. Pas. La fiecare pas. Uh, fluxul de vehicule, fluxul de oameni, când se intersectează, riscul este major. Riscul este major. Să, să mai spuneți, dumneavoastră, încă o dată, pentru că i răspund, dumneavoastră sunteți specialistul. Atâta vreme cât un uh, copil sau cât copiii noștri, cât tinerii noștri sunt educați de mici, clar, ca pietoni, întâi, ca participanți la trafic pe jos, așa, pe cum jos cu bicicleta, noi, apoi, da. asta vrem spune, apoi cu, cu o bicicletă, apoi chiar cu mijlocul de transport în comun, atâta timp cât sunt educați în sensul acesta, cred că vor deveni niște șoferi corecți. Eu, uh, când facem Așa cred. Așa, așa Dacă mergi siger. la doctor, doctorul spune, domnule, ca să trăiești, trebuie să-ți meargă inima și să respiri. Corect? Că fără o mână, fără un ochi, fără un picior, poți trăi. Putem trăi, nu? Da. 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 Mai doamne, ferește, dar putem mai greu, gărești, dar putem da. trăi. Da. Bine. O mașină trebuie să aibă direcția și frâna perfect. Altfel, riști să mori imediat. Bine. Fără un semnalizator, fără o bară, fără o aripă jujită, merge, da? Bine. O societate fără educație și fără sănătate. Cateori, nu funcționează. Nu deci, aici trebuie să lucrăm la educație. La, la asta educație. Spun că un copil crescut în spiritul acesta va ajunge să fie un șofer responsabil, exact. va ști să acorde prioritate la trecerea pentru pietoni, să respecte, știu, culoarea semaforului, să nu, să nu treacă iura, să semnalizeze schimbarea da. direcției sau banda pe care merge. Dacă vorbim de copii, că dumneavoastră sunteți, știu, emisiuni în care interacționați, îi, îi confruntați părinții și copiii. De fapt, încercăm să răspundem diverselor întrebări ale părinților vis-a-vis -vis de creșterea și educarea copilor în diverse zone. Da, în diverse zone. Uh, ideea este următoarea, că pietonii, luăm toți pietonii, da? Că, în primul rând, pietonii sunt victime da. des. Da? da? Uh, pietonii, trebuie să uităm un, un lucru. Partea carosabilă este, prin definiție, din destinată construcție destinată vehiculelor. Ei sunt vehiculor. doar musafiri pe trecere pentru pietoni. Nu e locul lor acolo. Nu e locul lor. Locul lor este pe trotuar, în parc și atunci când treci pe, de pe o parte de drum pe partea alaltă, chiar dacă treci pe trecere pentru pietoni, tot îți riști viața. Eu am fost, ar, la, am fost, la, o școală generală la Zănești, am făcut educație, educație rutieră la școala generală la Zănești, cu compilașii care sunt transportați de microbuzele școlare spre casă și trebuia directorul școlii, primarul, mi-a zis, doamne, vină și educăm puțin copii. Că dacă le spune dirigintele, le spune învățătorul, le spune șoferul, nu prea sunt atenți, da. că s-au obișnuit cu persoanele respective. Când cine vine altcineva din alt domeniu, din Străiem. altă parte, sunt mai atenți, sunt mai receptivi. Corect, știu chestia asta. Și... Cum vă spuneam, că am niște întrebări de genul ăsta. Întreb cum facem să traversăm strada, Fiind la Zănești la țară pe DN15, traficul este intens, trec de pe partea de stradă, de pe partea de alta. Nu sunt, sunt nu sunt și nu sunt, în da, dar. Carosabile, din câte, așa, dar din câte la niște aminte? intersecții sunt niște treceri pentru pietoni și întreb mm -hmm. copii. Cum procedați? Când traversează trecerea pentru pietoni, fiecare copil așa a început să spună, unul o idee, una idee, deci chiar frumos, adică Dar respectând plăcut. Respectând totuși Respectând, reguli. da, da, și responsabil copiii, fiecare vrea să-și spună, eu știu, Părerea. punctul lui de vedere. Bine, un băiat de prin mijlocul sălii așa a început să fac o foarte mare agitație, că vrea să zică el, vrea să zică el. Și eu zic, spune, dacă am văzut cum omul este atât de agitat, trebuie să-i dai importanță. Și zice, Are ceva de spus. Corect. Zice, eu mă apropii de trecere pentru pietoni, și când ajung la vreun metru jumate, doi, mă opresc. Zic bine, și ce faci? Mă uit prima dată în stânga, zic de ce, pentru că din stânga vine prima dată riscul. Mașina. Așa. Și, păi zice, și dacă nu e nimic în stânga, mă uit și în dreapta. Și dacă de la vreo 100 de metri este vreo mașină mai aproape, nu trec, stau acolo. Zic, dar de unde știi tu cât e 100 de metri? Categorie, corect, corect, nu? O păi zice, corect. cum, de unde știu câte 100 de metri? Păi 100 de metri cât un teren de fotbal. corect. Da? Bun. Da, un răspuns frumos sau, păi, sau, adici, o... Pot să vă zic, copii, o metodă ușoară da, de a ne învăța copiii copii copiii. au niște tehnici de a gândi uimitoare. Extraordinare, uimitoare. Trafod. Extraordinare, Și trafod. Trafod. la un moment dat... Un răspuns că, foarte frumos. Da. Și zic, dacă e mai aproape, ce n-ai avea timp de trecere pentru pietone, ai putea să treci, că poți trece. Alergi. Nu, 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 niciun caz nu -am, am propus alergare. <laughs> Uh, în, momentul în, care, în momentul în care, acel copil uh, a încercat să continue, să continue discuția, cu mine îi zic că uh, în momentul în care e mai aproape, de ce nu treci? Păi nu trec, nu trec, pentru că acel șofer s-ar putea să fie beat și să nu aibă timp să oprească. S-ar putea să fie nebun. S-ar putea să nu aibă permis. S-ar putea să nu-i țină frâna. Gândire, deci copilul mi-a mi prezentat matura. vreo 4-5 uh, situații în care el s-ar putea să fie accidentat pentru că acel șofer. Situații reale. Da, din da, azi, și eu nu altfel. mai am timp să mă oferez de mașină. Nu am putut decât să fiu foarte bucuros de, de, da, de cum s-a prezentat copilul ăla în fața mea cu, cu ideile de lui. Asemenea da, foarte frumos. Uh, va trebui să luăm o pauză scurtă de publicitate, dar nu schimbați. Revenim aici pe TLM. V-am promis că este o pauză foarte scurtă de publicitate și am revenit aici la Teleem la 100% Părinte alături de Mihai Puricescu, profesor de legislație rutieră Am povestit despre răspunsurile extraordinare al unor copii mici Pe mine m-au uimit și îmi plac, recunosc, îmi da. plac răspunsuri de genul acesta Haideți să revenim la obținerea permisului de conducere. Am eu așa o, o pată, cum zic copiii noștri, permisul de conducere. Pentru că, vă spun, mă apropii repejor cu unul dintre copiii mei de acea vârstă și sper din tot sufletul să fiu un părinte suficient de responsabil și suficient de atent la copilul meu în acel moment. Și, nu, nu, și până atunci, dar și în acel moment. Spuneți-ne... Ce condiții, hai să le spunem, ar trebui să îndeplinească un copil, un viitor candidat la, la această da. meserie, cum am spus mai devreme, pentru a se înscrie și a obține, a se înscrie la școala de șoferi și a obține permisul de conducere. Care sunt condițiile obligatorii da. în acest moment din punct de vedere Deci în acest moment, în acest moment, condițiile sunt ușor de, eu știu, de, îndeplinit. de îndeplinit, da? <laughs> Pentru că majoritatea oamenilor le știu din diverse, din diverse surse de informare. Spre exemplu, un copil, un om, o persoană se poate înscrie la școala de șofer înainte de a împlini 18 ani cu 3 luni. Nu poate da examen până nu obțin, de împlinește, împlinește cei 18, 18 an. ani, imediat ce împlinește 18 ani se poate prezenta pentru obținerea permisului de conducere. Uh, pentru înscriere la școala de șofer trebuie. Deci îl poți înscrie la școala de conducători auto cu condiția să, îndeplinează, să, îndeplinează, să, fie apt medical, apt psihologic. Mai sunt și alte documente care trebuie cum ar fi examen psihol, um, cazier judiciar, încă niște taxe, nu este mare, mare, problemă cu aceste documente. Se pot face cu ușurință. După care trebuie să, să vină la începerea seriilor de pregătire, se fac întâi cursuri de pregătire teoretică, 6, Extrem de importante de 5, astfel. 6, 8 zile de pregătire teoretică, în funcție de cum își organizează fiecare școală de conducători auto acea etapă. Acea pregătirea teoretică, unde se studiază câteva obiecte, ca la orice școală, da, avem legislație rutieră, conducere ecologică, conduită preventivă, prim ajutor cunoașterea automobilului. Deci nu mecanică, cum zice lumea. Învățăm mecanică. Chiar, chiar nu mecanică. -am, că au fost, chiar am auzit întrebări diverse, inclusiv de la copii sau, sau persoane supărate, relativ supărate. supărate este când păcat au picat că sunt. acel examen nu, nu este teoretic, mi-au spus, vai, câtă mecanică și. Dar câtă... A... mecanică? Câtă mecanică? O întrebare de mecanică, bine. Dar o singură vreau întrebare vreau. de hai mecanică. Să, să le spunem părinților. Deci să le spunem tuturor. Deci, o întrebare tuturor, de, exact. deci nu se hmm. cheamă mecanică, se cheamă cunoașterea automobilului. Dacă tu ca și conducător auto nu știi când trebuie să mergi la un serviciu că nu-ți ține frâna la mașină, că nu-ți merge direcția, când ai o rată dezumflată sau nu ai uleiul suficient știu, nu ai suficient problemă, nivel, înseamnă că ai o, problemă. Ai o chiar, problemă. chiar, cunoștințe minime. Păi, spre exemplu, orice gospodină trebuie să știe toate setările de la mașina de spălat, nu? Da. Exact la Perfect, fel ca și, exact. și, aici, la mașină, nu? Sunt cunoștințe minime. Să știi de ce s-a aprins becul. De ce s-a aprins beculețul, de ce nu ține frâna, de ce trebuie să te duci la service, când trebuie să te duci să faci TPU, când. Astea sunt lucruri normale, nu știu de ce. le Aceste... nu țin numai de bărbați. Ne spun de nu ține numai, de, -n de bărbați. Femei sau doamne sau domnișoare care spun asta nu e treaba mai treaba bărbatului. Nu. Nu este adevărat. Trebuie să știu vorba noastră. Când îmi expiră pe ul să mă uit în actuale. Exact, exact. Alea. Chiar să știu să verific dacă nivelul de ulei Trebuie. E. Ești. Ok. Eu am eu am Pentru că o să gripez motor, probabil am, sau o să stric. am așa vreo jumătate de oră la școală când am citit o niște materiale din Anglia, niște reportaje, niște chestii, femeia singură la volan. Și m, acum la mine la școală am foarte multe. de regulă am foarte multe persoane de sex feminin, așa. Și când le prezint chestia asta, le spun de la începutul școlii: Vedeți, nu cumva să uit că pe timpul pregătirii trebuie să vă prezint următoarea lecție. Și mă întreabă în fiecare zi: Da, nu prezentați lecția. Nu astăzi, în altă zi. Când și tot le duc așa ca să nu cumva să uite, da? Și sunt în niște noțiuni care trebuie să Elemental. le știe femeile foarte importante și prin, printre care și, spre exemplu, niciodată nu ieși din localitate fără să ai combustibil suficient. De acord, pentru nu, că e putea persoane, ca cea mai nu e persoane, să nu, fie... nu e persoane la ocazie. Nu iei persoane la ocazie. Astea sunt lucruri este foarte, sunt chestiuni elementare. Viață, hai să le Exact, să care nu ți se ele pare ele importante, pare. dar în momentul, când ți, în când ți le prezintă cineva, le devin importante. Și probabil te fac să te gândești. Da. Doamne, omul ăsta da. s-ar putea să aibă dreptate. După ce se termină cursurile de pregătire teoretică, se dau niște testări la cunoașterea noțiunilor învățate la partea de teorie, la legislație rutieră conduită da. preventivă. Bine, cine nu, le, cine nu poate trece acel test, mai stă o zi, două, trei de până un test și... extrem de greu. Nu, extrem de un dificil. test ca examenul cu poliția. Deci are același test. Nu este alt test. Am nu, nu suntem la. Adică nu putem fi mai exigenți sau mai puțin exigenți decât examenul pentru obținerea permisului de, permisul de conducere. Este același test. Așa. După care începe partea de pregătire practică, care durează vreo legea zice 3 săptămâni. Pot, pot fi pregătiți în 3 săptămâni. Adică școala de șoferi în total ține 4 săptămâni, ceea ce mi se pare o perioadă... Cam scurtă. Nu cam scurtă, cam extrem de scurtă. S-au schimbat perioadele astea de la 8 săptămâni la 6 săptămâni, la 5 săptămâni, acum la 4 săptămâni. Rămân în permanență uimit că s-ar putea peste vreo câțiva ani se, se, putem face șoferi în 2 săptămâni. Adică chiar rămân uimit. În loc să mărim Perioada de, exact, eu le spun la copii, zic, voi, când discut despre chestiunea asta, despre perioada de școlarizare, bine, zicem, minim 4 săptămâni, că o putem face și de 8. De regulă, școala care o conduc eu, facem pregătirea cam în 6-7 săptămâni. Deci nu ne grăbim niciodată. Deci grăbește-te încet. Cam așa da. putem denumi această chestiune. Uh, am fost întrebați de multe ori, eu, alți colegi de-ai mei din județ, din țară, cum am, dacă ar fi să organizăm noi cursurile, cam cum am face și de cele mai multe ori noi discutând între noi chestiile astea, discutând la telefon, discutând direct cu alți colegi de mine, am zis, domnule, dacă ar fi școala de șofer să dureze cam 8 săptămâni și să aibă ca și ore de pregătire cam vreo 50 de ore, nu 30 de ore cât sunt acum, să fie obligatorie chestiile astea, cu siguranță educația și pregătirea s-ar face mult mai bine. Și s-ar simți Și s-ar simți bine. cu siguranță. S-ar simți cu siguranță chestia asta. De multe ori oamenii zic, Domne, dar ar costa mai mult școala de șoferi. Este adevărat că ar costa mai mult, Are dar ar costa mult, mult mai așa puțin, așa decât, costurile așa puțin așa. decât costurile care ar fi necesare pentru repararea unei din mașini din care derivă ce de aici. De deci rău. nici nu vrem să discutăm alte consecințe a unor evenimente nedorite în, în trafic. Ne -a -a. Este extrem, nedurite, de cateori, cateori extrem, extrem de important. extrem, Extrem de important. Dar eu sau alții colegi de mine mei nu prea avem putere în sensul ăsta, pentru că sunt multe școli de șoferi. Ați auzit acum că sunt o mulțime de discuții vis-a-vis -vis de școli de șoferi, de nu știu ce, că s-au constatat um, anumite școli în țara asta, care instructorii făceau câte 30 ceva de ore de conducere într-o zi. Nu știu cum făceau da. Dumnezeu să le dea sănătate, dacă el poate face 30 de ore de conducere în 24 <laughs> în de ore, înseamnă că probabil este extraterestru, nu este pământean. Hai, hai, Chestii de genul ăsta care într-adevăr trebuie cumbătute. Întotdeauna am fost de acord cu controle cu verificări pentru că perpetuând o cauză de genul ăsta, uh, tolerând o cauză, exact. perpetuându-se, adică da, mult rându-se și tolerând de autorități aceste este. chestiuni, ajungem la nenorociri. Haideți să mai adresez să vă mai adresez o întrebare. Uh, sunt și cazuri într adevăr de nu sunt. Multe probabil de adulți care fac școala de șofer, dar în general, ia, spun, în ziua Hai. de astăzi Copiii, când au împlinit 18 ani, și doresc da. tare mult acea școală de șoferi. Întrebare. Se întâmplă un eveniment, știu mai puțin fericit în momentul în care elevul este la volan și instructorul este în dreapta. La fel, apropo de responsabilizarea elevilor noștri și a copiilor noștri, are răspundere elevul? Uh, Sau răspunde doar nu, instructorul? Răspunde instructorul. Doar instructorul? Doar instructorul. Instructorul este responsabil. Sunt de multe ori... Asta nu înseamnă, vă întreb asta, nu înseamnă că se urgă sau, no, sau, de acum orice, orice copil care ne vede în momentul sau orice tânăr care ne vede în momentul o să spune gata, mă duc să fac școala de șoferi, indiferent ce se întâmplă, Nu este adevărat, de că este de capul meu. lui acolo. De multe ori instructorii sunt față. Dar de ce îmi țineți mâna pe volan? Dar de ce îmi puneți frână? Pentru că tu ești cursant și eu răspund de orice eveniment. De orice eveniment răspunde instructorul. Nu se întâmplă deschisea asta. Cu oamenii sunt conștienți de lucrurile astea. După aia să știți că instructorii sunt atât de experimentați. Deci un instructor care are mai mult de un an de, de meserie este atât de experimentat încât la îl, îl citești pe acel copil Simte din vorbă. Nici nu-l urci la volan și știi cine și știi este. ce poate face. Pot să face. zic că în, în, în sensul ăsta ne suntem niște psihologi deosebiți. Avem un flare în, în a convins. detecta oamenii de sunt nu... Ei habar n că noi îi Dintr-o singură privire, i-am citit, i-am scanat, așa să zic. De multe ori, să știți că, într-adevăr, contribuim la, la educația lor chiar cu un efect mai puternic decât părinților. Cred. Pentru că vede că acea observație uh, i-a făcut-o cineva este din exterior, fără da. să-l cunoască pe tatăl, pe mama, pe bunica, așa zic. Fii atent că comportamentul ăsta tău nu se duce la. Un, la un rezultat corect. Și de multe ori am simțit chestia asta, că după un, un anumit comportament unei persoane, după ce fac de două, trei anumite observații, lasă jocul mai micuț, Înțeleg. așa, se prezintă la cursuri la ora corectă, se, adică nu acceptăm discuții de genul ăsta. De, chiar dacă e fiul... Nu mă interesează. Niciodată, tot, niciodată eu chiar așa, mă, <coughs> în primele zile, de, în prima zi de curs, o spun, nu are importanță din punctul meu de vedere ca și profesor de cui legislație, copilești. a cui copil ești, câte facultăți ai, ești mai blond, mai brunet, mai înalt, mai mic? Din punctul meu de vedere, toți sunteți la fel am și înțeleg. chiar așa încerc să-i tratez și cred că îmi reușește în proporție de peste 90%. Este adevărată acea expresie, sunt sau este antitalent la volan? Ați avut cazuri de genul acesta? Un um... caz în care să spuneți unui, unui elev al dumneavoastră, dumne, nu te mai strădui, nu mai încerca, nu vei putea face lucrul ăsta? Chiar așa de radical n am fost niciodată. Pentru ați, că. Radical am în sensul? Ați simțit vreodată că acel om, într-adevăr, nu va putea Că acel niciodată? Om nu poate învăța într-o perioadă. Trebuie de trebuie 30 mult de, timp. de ore. Îi trebuie 40 de ore, 45 de ore. Sunt o grămadă de oameni care, după 35-40 de ore, după 35-40 de ore. La un moment, știți, pe vremea mea era o, o exprimare ca, ca de fisa, știți? Acum Am nu cred că mai este așa. Am din momentul ăla, Am pac, și-a dat seama că uite, domnule, chestiile astea le pot face Chichița cu oșurință. era acolo. Da, acolo. Și noi de regulă găsim uh, suficientă eu știu, înțelegere putere din partea și lor și, și putere să le spun să... omule, îți mai trebuie niște ore de pregătire, da. spune îți mai trebuie că... niște ore de pregătire, îți mai trebuie, eu știu, încă vreo jumătate de lună, vreo două, trei săptămâni să poți învăța lucrurile astea, dar adică vis vede vis de întrebarea dumneavoastră, să știți că persoanele despre care m-ați întrebat, singure vin și îmi spun încă de la începutul școlii, dar dacă nu reușesc să învăț în 30 de ore, mai pot cumpăra niște ore? Deci mă bucură că omul pune această întrebare. Am înțeles. Evident, ne întreabă o spectatoare, Pot face școală de șofer fără să merg la cursurile de legislație? Nu! nici să nu se gândească. Nu, nu pot există, există, și uh, întrebarea de ce asta ce de fug? multe fug? ori. De ce fug uh, aceștia la permisul de conducere de orele de legislație? Uh, o informez pe telespectatoare că dacă vine în prima zi la pregătire teoretică, nu va mai lipsi până la sfârșitul cursului. O să-i placă ce O să-i placă cu siguranță. De multe ori m-am fost întrebat dacă cum stau cu prezența la cursuri. Vă puteți uita pe canalele de informare, de socializare, că de multe ori postez fotografii din timpul cursurilor și o să vedeți că sala este plină. Nu fac prezența niciodată. Nu fac prezența public. Dar Am din înțeles. ochi fac prezența și suntem exact mândru că nu-mi lipsesc cursanți. Și am mai avut întrebări de genul ăsta alte dăți când aveam alți profesori la școală la mine și îi zic un mic de-a meu, zic, mai dar fata ta, zic, mai lipsește de la cursuri. Zic, de ce nu se prezintă? Și pentru mine a fost un semnal de alarmă că nu era în regulă ceva cu persoana respectivă care preda și, zis, și mi-a zis, mă sună taica, și îmi zice, am sunat-o pe fata și am întrebat-o de ce nu vrea să ducă la cursuri și a zis că ea poate dormi și acasă, îmi trebuie să ducă la școală. Deci, dacă te duci la cursuri Au. și, da, deci și era... cel din fața ta, cel care ține cursul, nu-ți captează atenția exact. și nu este exact. în stare să te facă exact. să fie atent înseamnă că. Da, există asta s-a întâmplat chiar la școală, Nu 10 de ani în urmă. Nu-mi nu de... predam eu școlile sunt, acum... sunt și cazuri de genul acesta. Da. Revin totuși cu întrebarea. De ce atât de multă frică vis-a-vis -vis de. Examen? De... Și, a... pe de-o parte, ideea că mă, legislația nu-mi trebuie, sau orele de teorie nu-mi trebuie, și, în același timp atât de multă frică pentru examenul teoretic. Atâta vreme cât nu-l faci, logic să-ți fie frică. Nu, nu faci știu. orele de pregătire, e logic să-ți fie frică no, pentru nu că, că nu știi frică, nu, Așa recepționează dumneavoastră că... Da. da, și vă spun și de ce. Am avut o perioadă în care am intrat în contact mai des cu candidați la proba, la proba teoretică a examenului. Întâmplarea face că aveam locuri da, de muncă știu, știu, în acea zonă. Știu. Și știți cum erau pe hol, pe, pe sala aceea mare, toți tremurau, se strângeau mâinile, își frângeau mâinile, vai de mine, ce mă fac, vai de mine, da. intru acum, vai de mine. Deci auzeam doar vai de mine, rar câte unul mai degaja, nu neapărat cu zâmbe pe buzi, dar mai degaja mai liniștit. O frică continuă. De ce? Mm, vă spun de ce. De ce lipsa puțină? de pregătire. Eu, eu nu, nu recepționez. Emotivitate în masă, deci cred că... eu. Eu nu recepționez acea frică cursanților mei. Eu reușesc să-i canalizez pe anumite, pe anumite direcții. Le spun, voi când mergeți la examen, stați grupați. Nu vă interesează ce, ce fac ceilalți? ceilalți. Cursanții de la școala la mine, chiar dacă sunt din serii diferite, chiar dacă nu s-au cunoscut în timpul cursurilor, se cunosc prin prisma faptului că am niște dosare la școală deosebite. A, tu ai făcut școala tot aici, da. Ce faci când ai făcut, cum ai picat odată, da. De ce? Păi mi s-a întâmplat așa, așa. Adică încerc să găsesc metode prin care. Să-i să trag puțin și mai să... deoparte de ceilalți. Se pune și pe ei acolo și să. Da. Fie... Mie curțanții, într-adevăr, toată lumea este motivă și lupt pe chestia asta cum să facem să reușim să trecem examenul ăsta. Dar eu le spun un lucru și chiar în ziua în care pleacă la examen, le spun următoare chestiune. Că indiferent dacă trec acel examen sau nu îl trec, tot prietenii mei rămân. Deci niciodată ce nu i-am jignit lui. pentru că sunt, cum, sunt convins că atunci când o persoană se duce la examen, își dorește din totul sufletul să ia examenul. Dacă se întâmplă din cauza emoțiilor, din cauza unei uh, lipse, nu, unei, unei, pan, blocaj, unei pene nu de idei. Greșește. Se întâmplă să pice. Sau -a, poate chiar n-a fost foarte bine pregătit. Poate, eu poate în general fost... i-am bine pregătit cursanții, Care nu este bine pregătit, îl mai țin o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Ceea ce mi se pare un lucru rău. Momentul în care pică la examen, nu pot decât să fiu uh, mai prieten cu el și să-l aduc din nou. Să mai vină într-o zi pe la cursuri, să mai... Deci mi s-a întâmplă de multe ori ca la următoarea serie să-mi vină 1, 2, 3 din seara anterioară. Îi primesc cu brațele deschise. Nu am, niciun fel, am? De, niciun fel, de, niciun fel de, reținere în sensul ăsta. Ne mai spune un telespectator sau o telespectatoare, nu știu că nu s-a semnat, nu putem fi toți șoferi. Perfect de acord, Correct. nu putem fi toți șoferi. Exact, exact. Ce calități trebuie să avem să fim șoferi? În afară de nu știu. Ce nu ar... trebuie să ai nimic nicio... în plus față de restul? Nu, nu, nu trebuie de. să ai nimic în plus ca să fii. Toți oamenii pot deveni șoferi. Deci, în proporție de 99%, putem conduce autovehicule. Ne mai întreabă o doamnă sau un domn. Nu știu exact. La 40 de ani, e prea trebuie să fac școala? <laughs> nu. Absolut deloc. Nu, o, la 40 de ani. Zi. Eu am foarte multe persoane care sunt din generația după 55, deci 1955 încoace, am oameni din generația 60-70, care... Ce motivează o persoană, sta... hai să spunem, nu să... foarte tânără? Deci, să persoane care sunt născute în anii 50, cei din anii 60, anii 70, care au o cultură generală beton. Îi uimesc pe liceeni cu această cultură generală. Nu mă pot decât uh, bucura când vin persoane mai în vârstă. Am persoane care au făcut la 67 de ani. La. Ho, ho. Da, la 60 de ani, Felicită. la 50 și ceva de ani sunt mulți. Au, da. Ați avut cazuri, așa ca să. ca o glumință? așa? Nu știu, serios se întrebată de altfel, deși e în glumă. Uh, ați avut cazuri să vină mamă, fică, tată, fiu, mamă, fiu? Mm, da să facă școală? Da, am avut chiar acum am o doamnă care a făcut copiii ei de ani de zile conduce școala de șoferi și acum a venit mama. Dar să vină împreună și să, da. să se ajute între ei, sau știu, da. să știu da, să de mai multe Mama, ori mai. hai să ți explic Bine, sau mama am. să explice copilului să fie să da. se ajute între ei la da. cursuri, la Fără discuția, la partea fraț, teoretică. Da. gemeni, mamă, tată, copil așa, am mai avut ca și o glumită, dar să continui. Am avut când la școala de șoferi s-au întâlnit, s-au căsătorit, oh, am avut care le-am botezat Asta am Fumos. avut, la care am fost la anunț. Deci, niciun fel de problemă. Deci, se, lumea se întâlnește, socializează, devin și rămân prieteni. Este foarte bine. Este... Deci, școala de șoferi, hai să spunem încă o dată, este un loc care nu numai că te învață efectiv să-ți să obții permisul de conducere și efectiv să folosești un vehicul sau un autovehicul, ci te educă. Te educă în mai multe sensuri. Deci, este o școală. Să fi exact, este să fii o școală. responsabil să fii corect, să fii atent la cei din jurul tău. De asta vreau să spun încă o dată părinților pentru că deși am vorbit și despre adulți și mă bucur că am vorbit și despre da. cei mai mari care, iarăși spun, trebuie să fim atenți, trebuie să fim... Sunt părinți care nu am aminteau unui copil. Sunt asta copii care spun. sunt atât de maturi în gândire la 17-18 ani de nu ne veni să credem. Ne uimesc. M am zis eu... <laughs> Știu. Eu pot să... Eu pot discuta cu elevii mei, cursanții mei, nu elevi, că elevii sunt la școală, Uh, alte, alte planuri ale lor, alte chestiuni care de nu le discută strict, cu părinții. Alte chestiuni sau. care m, m, eu nu am avut niciodată conflict de generație. Nu am ce, avut conflict ce de generații. Pe mine nu m-a deranjat că un tânăr este cu plete, ă, cineva vine care cu Care un cercel, nu știu. Care sau, un cercel exact, cercel sau că nu are. Deci astea nu sunt chestiuni care să mă adică privească școala, pe mine. Școala de șofer nu implică rigurozitate ca școala la care mergem să ne mm. formăm ca oameni. Trăim într-o țară cu democrația în Liber. floare și cred că este minunat ca să avem o școală de șoferi tot liberă, nu? O să, spun, o să spun din nou părinților, indiferent că se întâmplă și lucruri nu tocmai plăcute, cum vorbeam înainte de pauza de publicitate, despre accidente nedorite, despre situații neprevăzute și nedorite, este bine să avem permisul de conducere. Ne ajută. Eu spun ca un posesor de permis de conducere care, în momentul când nu are mașină, s-a stricat, are o problemă. Am senzația că nu am aer <laughs> și nu am aer nu pentru că e vorba de, nu am o mașină fițoasă, hai să-i spunem, nu am aer nu pentru că nu mă vede lumea în mașină, ci pentru că trebuie să ajung foarte repede undeva, da. pentru că am nevoie să merg să ajut pe cineva, am nevoie inclusiv, doamnelor, haideți mm. să recunoaște să merg la piață și să-mi iau mai multe de cărat, sunt mai grele, să acoșuie și atunci îmi place, îmi convine să le pun în mașină și să, și să vină acasă. Deci permisul de conducere până la urmă este o necesitate. De asta spuneam titlul, deși am spus că titlul este ceva mai dur, volanul între viață și moarte. Viață în sensul că, nu știu, haide să luăm așa o chestie generică, Ducem o femeie la maternitate să nască mai repede decât da. chemăm salvarea, dar și atunci ai vorba de viață, repet, generic, dar și moarte pentru că, te duci Doamne, tu ferește, moarte. te duci tu spre deci, moarte. De asta, eu am... părinții să fie conștienți atunci când copilul le solicită și își dorește foarte mult permisul de conducere, să fie conștienți că a obține permisul nu înseamnă doar un moft făcut copilului tău. Responsabilizați-vă copiii și în sensul acesta. Eu am zis de mai multe ori că pe drumurile publice este un război permanent. Cam este? Este un război permanent. Mulți oameni mor, <coughs> mulți oameni rămân uh, invalizi, mulți oameni rămân uh, fără părinți, mulți părinți rămân fără, fără copii și, permanent, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Este o realitate. Spuneați, ne convine sau nu ne convine, este o realitate. Spuneați de acel grăbește-te încet în timpul școlii de șoferi. Cred că acel nu te grăbi, este corect și este de dorit în orice situație atunci când ești la volan. Da. Tatăl meu și bunicul Dumnezeu să-l odihnească îmi spunea, când ai de ajuns undeva cu mașina, pleacă cu jumătate de oră mai devreme. Da, nu te grăbi, corect. nu alerga pe drum. Da. Nu călca accelerația ignorând orice regulă, orice deci lege. Eu trebuie să merg cât mă țin mușchii mei, nu că tot țin mușchii pe mașină ce mușchi are mașina, ce putere are mașina. Este... Asta înseamnă, dragi conducători auto, îmi permis să spun așa, încercați să vă cunoașteți înainte mașina, înainte, înainte să vă urcați în mașină, încercați să cunoașteți ce putere are mașina și nu, nu forțați. Nu vă duceți nu. cu totul, mai e... ales cei care aveți mai puțină experiență. Cred, cred că, zic eu, e un lucru corect în a... În... Să știți că legile circulației devin din ce în ce mai groase, să zic așa, legea circulației devine din ce în ce mai groase, din cauza faptului că se întâmplă o mulțime, o mulțime de evenimente negative pe drumurile publice. Să vă dau exemplu. Până în anul 2002, a, a decuplat transmisia la mașină, sau mai pe românește spus, să scoți din viteză, din, era o recomandare la conduita preventivă. Șoferi, nu scoateți din viteză în timp ce coborâți. Adică în timp ce circulați în pantă. Din 2002 a devenit o interzicere. Deci ți se interzice prin lege să scoți pe liber. Este simplu. De ce? Când era o recomandare, din cauza faptului că s-au întâmplat multe accidente din această cauză și nu s-a ținut cont de această recomandare, a introdus-o în legea circulației. A devenit obligatorie. A devenit obligatorie chestiunea respectivă. Așa se întâmplă să se să, să, umple cartea de legislație rutieră, ca și istoria. <laughs> Acel decret, nu? Da, e ca și istoria, Acel... dar nu, nu se numește decret, acum nu se știu cheamă că se, codul rutier. Ar, știu că se numea se nume decret, acum se numește codul, codul rutier. rutier. Nu mai avem decât, cred că două minute, un minut jumătate, un minut, îmi face semn colegul meu, de emisie. A trecut atât de repede, am aflat multe multe Da, lucruri. și pentru mine a trecut repede emisiunea Mulțumesc la din suflet pentru prezență. Mi-a făcut plăcere să, vin, să fiu invitatul dumneavoastră Bun. și... Și cu promisiunea că veți mai fi <gântu -i> atunci când mai avem nevoie de sfaturi pertinente. Și să spunem încă o dată părinților: lăsați copiii să facă școala de șofer, fiți atenți la copiii dumneavoastră. Iar dumneavoastră, dragi tineri și copii, fiți atenți la ce este în jurul dumneavoastră. Și pietoni, și mașini. Mai am așa pe final și nu știu dacă mai am timp în SMS, nu știu dacă îl mai pot citi. Îmi spun colegii mei dacă mai pot să nu stați da. să văd. Felicitări, domnului profesor, este o persoană deosebită și eu mă bucur că l-am avut. Probabil da, o, o cunoștință. cunoștință, un fost cursant în Da. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sunt Ioana Ciochină și vă aștept din nou sâmbătă viitoare aici la TLM, la 100% părinte. O sâmbătă frumoasă să aveți!